Pentru a stabili noi standarde de eficiență, tot mai mulți producători de utilaje încearcă să se adapteze cerințelor din piață. Printre aceștia se numără și cei de la Great Plains, care au creat un echipament pentru o semănare simplificată. Este un utilaj revoluționar care oferă o mare precizie de foraj, o plasare constantă a semințelor și un control perfect al adâncimii, într-o gamă largă de tipuri și de condiții de sol. O altă particularitate a acestei semănători constă în faptul că zona de însămânțare este independentă față de discul frontal. Ne revedem la scurtă distanță de timp după ce ne-am întâlnit și la Indagra, aici la Agritehnica. Bine v-am regăsit din nou. Iată că partenerii voștri sunt deja aici și Tomit Agri, sunteți prezenți pentru că aveți aici parteneri. Da, bună ziua, bine v-am regăsit. Da, la scurt timp după Indagra, Tomit Agri Machine prezentă la Agritehnica cu o mică delegație din companie. Acum ne aflăm la standul Great Plains, așa cum am zis la interviu la Indagra. Misiunea noastră și obiectivele pe care le are Tomit Agri Machine e cea de a oferi soluții performante fermierilor români, mai ales într-o perioadă în care ne confruntăm cu probleme climatice și cu schimbările climatice. Așa că pentru noi Great Plains va fi un brand pe care mizăm în următoarea perioadă. Mergem să vorbim cu Alex, pentru că el este specialistul, nu? Și cel care este partenerul vostru, așa că vom vedea ce înseamnă semănăturile de precizie, nu? Da, da, cred că Alex e aici pentru noi și ne poate explica toate noutățile cu care a venit Great Plains, noutățile foarte importante. Hai să mergem la Alex, să intrăm în stand. Alex, bine te-am găsit. Să știi că The Great Plains în România a început să se audă din ce în ce mai tare. De ce crezi tu că oamenii sunt interesați de Great Plains? Păi sunt două motive pentru care au zis The Great Plains. În primul rând, Tomit Agri face o treabă foarte bună. Ne-am întâlnit și la Indagra la show. Și în al doilea rând, pentru că încet, încet oamenii încep să se deschidă către tehnologii. Great Plains este despre tehnologie și mai puțin despre utilaje. Bun. Pentru că tot vorbeam, sunt semănători de precizie pe care în ultima vreme trebuie să mizăm pentru a putea avea o densitate optimă, pentru a avea o calitate optimă a semănatului și mai ales în ultima vreme, în condițiile climatice pe care le avem, chiar trebuie să folosim astfel de tehnologii. Da, într-adevăr, clima și toate schimbările climatice care au loc și vor fi din ce în ce mai grave, ne împing în a lua decizii pe ultim moment câteodată, dar decizii care pot duce la un lucru bun. Exemplu, însămânțarea directă sau direct drilling sau no-till sunt unele tehnologii care pot ajuta în viitor agricultura în România. De aceea vorbeam că Great Plains oferă tehnologie. Da. Se aude și în vocabularul fermierului a început să intre acest no-tilling sau direct tilling. Da. Da, într-adevăr. Însămânțarea directă, în special cea de primăvară, ar trebui să fie cea mai importantă, pentru că, vedeți, apa primăvara începe să lipsească. Încet, încet, avem ori prea multă apă, ori deloc. Ce face în spate acest pele 5700? Da, în spate avem o semănătoare de precizie pe 12 rânduri. De fapt, asta este prima care o vedem și noi în Europa, pentru că conține elemente care vor fi disponibile de-abia din 2024. Bine, ne pregătim întotdeauna de noi tehnologii. Da, suntem cu un pas înainte tot timpul. Dacă vă aduceți aminte, la Indagra am vorbit despre acel sistem acușat de dozare a fertilizantului lichid. E bine, este prezent pe această semănătoare. Începe să devină standard în ceea ce privește fertilizarea lichidă. Este nou viitor pentru agricultura în România și ca să fim totuși cu un pas înainte, facem și această dozare exact precisă pentru fiecare semânță. Vorba și de costuri până la urmă. Bineînțeles, la final vorbim de bani care punem în buzunar.